Salut, sunt Silviu și vreau să vă povestesc cum mi-a crescut autonomia mașinii electrice cu aproape 15% doar printr-o modificare de soft. Cum a fost posibil, de unde a pornit toată treaba și dacă se poate aplica la orice mașină, la toate aceste întrebări voi răspunde în continuare. În plus, o să ridic câteva semne de întrebare legate de modul în care se poate demonstra unui producător că bateria a ajuns la sub 70% stare de sănătate, astfel încât să fie schimbată pe garanție. Dar mai întâi, de unde a început tot? Mașina aceasta pe care o conduc, un Renault Zoe 52, are autonomie declarată de 394 de km conform VLTP. Însă de când am mașina, de 7-8 luni și 15.000 de km, nu am văzut niciodată autonomia aceasta afișată pe bord. Am mers cu două modele mai vechi de Zoe 40. Iar la acelea, când aveam 100% și resetam consumul, autonomia afișată era chiar cea declarată. La mine nu. Știu că autonomia afișată este dependentă de temperatura bateriei sau de consumul anterior, dar și vara, când aveam consum de 10 kWh, nu am văzut mai mult de 350 de km autonomie. Nu am dat importanță foarte mare inițial, pentru că știam că e posibil ca autonomia să fie afișată, să depinde și de modul în care am mers cu mașina, și am zis că poate n-am condus eu prea economic, prea mult timp. Dar ulterior am observat și că pe bord consumul declarat, calculat la kilometri parcurs și la procentul din baterie consumat, nu prea îmi dădea capacitatea bateriei. Din calculele mele, aceasta avea doar vreo 45-46 de kWh în loc de 52. Și da, știu, capacitatea bateriei este dependentă de temperatură, de exemplu. Dar calculele le făceam la o temperatură de 20-25 de grade, adică zona unde e calculat oricum capacitatea oficială, din câte știu eu. Am concluzionat eu pe moment că probabil consumul afișat pe bord este greșit, în realitate fiind mai mare, mai ales când am văzut că la 120 la oră aveam un consum mediu cam ca o Tesla 3, ceea ce părea un pic prea optimist. La finalul anului trecut însă, stând pe forumul goingelectric.de de mașini electrice, am observat că mai sunt și alți oameni cu o problemă asemănătoare cu a mea, aceea în care autonomia afișată era prea mică. Între timp, aflu că bateria mea la momentul împerecherii cu mașina în fabrică a fost testată și a avut o stare de sănătate de 88%. Adică, teoretic, asta înseamnă că din capacitatea ei utilă de 52 de kW, mai aveam vreo 45-46 de kWh. Fix cât calculasem eu folosindu-mă de consumul din bord. Interesant. Dar de ce bateria mea mai avea doar 88% sănătate, când era absolut nouă? Bateria de Zoe, din câte m-am interesat, are o capacitate brută de vreo 54,7 kWh. Dar cum bateriile se deteriorează mai mult dacă sunt încărcate până la maximum sau descărcate de tot, producătorul își rezervă o parte din capacitatea bateriei în partea de sus de încărcare maximă și în partea de jos de descărcare minimă, pe care nu le face disponibile utilizatorului. Scopul e simplu, de a preveni degradarea rapidă și de a prelungi viața bateriei. Și atunci din soft producătorul spune că bateria ta are 0%, deși mai ai încă 2-3%, și spune că ai 100% când de fapt ai doar 96%. Am dat niște cifre ca exemplu, nu sunt exacte, fiecare producător se joacă din soft cu aceste cifre în funcție de strategia pe care o are. Ca să nu te lași să o încarci sau să o descarci de tot. Însă eu deja din capacitatea netă mai aveam doar 88%. În mod normal, o asemenea degradare apare după 200.000-300.000 de kilometri în funcție de cum mergi. Am aflat de asemenea că majoritatea modelelor Zoe nu pleacă din fabrică cu 100% starea de sănătate a bateriei. Multe erau în zona 94%, 95%, 96%, 97%. Eu eram cel mai prost din curtea școlii cu 88%, cel mai mic din toate modelele verificate. Culmea este că Renault măsoară în fabrică bateria și deși consideră 88% starea de sănătate, modifică această valoare din soft și o transformă în 100%. Adică cei 46 de kWh, în loc să fie afișați la o testare într-un service autorizat ca fiind deja degradare până la 88%, la Serus mi-a spus că bateria are o stare de sănătate de 100%,
Ce înseamnă asta? Înseamnă că față de momentul în care a fost împerecheată mașina în fabrică, degradarea bateriei este de zero, practic. Au scos chiar un print screen. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că, teoretic, producătorul are posibilitatea să modifice din soft starea de sănătate a bateriei. Și chiar dacă ea e degradată sub 70%, când conform garanției ar trebui înlocuită, ar putea să arate că mai are 80% sau 90% și să-ți refuze garanția. Interesant, nu? E bine, care a fost soluția Renault pentru problema menționată și la mașina mea? Se face un update la calculatorul de management al bateriei, la ultima versiune, numărul 543. Am fost și eu la service, le-am menționat problema, le-am menționat și soluția, numărul de Actis din baza lor de date de rezolvări și probleme, și au aplicat. Și mi-a crescut autonomia afișată de la 232 de km pe bord, nu aveam bateria plină ca să-mi arate 394, la 265 de km. Adică fix proporțional cu starea de sănătate a bateriei, de la 88% din momentul împerecherii la cei 100%, cât ar fi trebuit să aibă bateria inițial. Așadar, acum pare că am din nou cei 100% cu care Renault s-a marketat când mi-a vândut mașina. O creștere a autonomiei de 14% aproximativ. Evident, creșterea a fost așa de mare pentru că am pornit deja la o valoare mai mică a capacității. Cei cu Zoe care au plecat din fabrică cu 96-97%, evident că nu vor avea un plus atât de mare. Așadar, deși poate părea neverosimil la prima vedere, o creștere de 14% a fost posibilă. Într-un caz particular, cel puțin ca al meu. În alte cazuri, așa cum ziceam și mai sus, producătorul își oprește un buffer. E posibil ca pe viitor, dacă observă că bufferul inițial a fost prea conservativ și ar putea să mai renunțe la el fără să dăuneze semnificativ vieții bateriei, ar mai putea elibera din acel buffer spre a-l aloca baterii, capacității utilizabile de către utilizator. Dar dacă eu am trecut de la 45-46 de kWh la 52 prin acest update, mi-a mai rămas teoretic 2,7 kWh în buffer. Nu prea mai poți elibera foarte mult din el. Ce vreau să zic e că, deși în cazul meu particular am câștigat 14% în plus la autonomie, nu vă așteptați tehnologic să fie posibil pentru mulți. Însă întrebarea la care nu am găsit răspuns niciunde e următoarea. De ce fiecare baterie de Zoe la momentul împerecherii primea o valoare diferită a stării de sănătate? De ce a mea avea 88% și altele primeau 92% sau 95% sau 96%? Pe ce criterii se întâmplă chestia asta? Și de ce după aceea s-a putut mări la 100% printr-un update de soft? Dacă aveți idee de un răspuns la toate aceste întrebări, vă aștept în comentarii. Între timp am văzut și teorii conform cărora prin update-ul de soft s-a intrat chiar în bufferul de care vă povesteam și asta ar urma să dăuneze bateriei. Posibil, nu exclud. De aceea momentan probabil nu o să o încarc așa des până la maximum. O să mai studiez problema să văd cum evoluează în lunile următoare și la mine și la alți utilizatori. Însă ce am învățat în toată experiența asta, nu toate bateriile se pare că sunt la fel. Pot exista diferențe destul de mari, mai mari decât cele pe care le consideram normale procesului de producție, să spunem. Și asta se transpune și în testele reale. Gândiți-vă că o să comparați două mașini cu două capacități teoretice, dar practic pot să varieze destul de mult. Practic, Zoe-ul meu, în varianta inițială, avea autonomie aproape cât cea a unui Peugeot 208 electric, deși teoretic e diferență foarte mare între ele. Bun, producătorii au posibilitatea, dacă vor să schimbe, dacă vor, de fapt, să nu schimbe niciodată o baterie pe garanție, justificându-se sau jucându-se din soft cu procentul de stare de sănătate al bateriei. Sigur că pot exista și alte modalități de măsurare a stării de sănătate, dar care nu prea sunt disponibile unui utilizator obișnuit care poate acceptă povestea producătorului dată prin intermediul propriului lui software. Dar eu am fost implicat și m-am interesat, am putut afla soluțiile. Însă un utilizator obișnuit
cum se poate asigura că mașina lui este totuși conformă cu ceea ce producătorul declară? Și oare câți alți producători mai vând ca Renault mașini din fabrică ce nu ating totuși specificațiile declarate? Dacă aveți răspunsuri la aceste întrebări, sunt curios și ca de obicei vă aștept în comentarii. Dacă nu, până la clipul viitor, salut!